Bună, bine v-am regăsit! Astăzi vă voi arăta cum se face acest elefant. Bun, pentru asta vă trebuie acril. Eu astăzi îl fac roz. Croșetă de 3,5 mm. Foarfecă. Ac. Bun, faceți un cerc magic de 6 piciorușe scurte. Eu l-am făcut deja. Bun. Și acum facem piciorușe scurte, da? Două piciorușe scurte în fiecare ochi. Deci din 6 vom avea 12. Unu. Doi. Patru. Șase. Opt. Zece. Doisprezece. Bun, aici acum punem un semn la ultimul picioruș. Și acum avem 12. Să le numărăm. Una, două, trei, patru, cinci, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bun, în continuare. Deci am terminat rândul 2, rândul 3, un picioruș scurt, un picioruș scurt, și două piciorușe scurte în același ochi. 1, 2 în același ochi. Un picioruș scurt. Două piciorușe scurte în același ochi. Un picioruș scurt, două piciorușe scurte în același ochi. Un picioruș scurt, două piciorușe scurte în același ochi. Bun, acum puteți să tăiați ața. Un picioruș scurt. Două piciorușe scurte în același ochi. Un picioruș scurt
și două în semn. Ups, ups, două. Bun, puneți semnul în ultimul picioruș. Bun, deci primul rând din cercul magic, 6 piciorușe scurte, al doilea rând 12 piciorușe scurte, al treilea rând 18 piciorușe scurte. Bun, rândul 4. Trebuie să avem 24 de piciorușe. Și facem un picioruș scurt în primul ochi, un picioruș scurt în al doilea ochi. 2 piciorușe au față. Două piciorușe scurte în același ochi. Mă scuzați. Deci aici vine la rândul 4, vine 1, 1, 2. 1, 1, 2. Un picioruș scurt. Al doilea picioruș scurt și două piciorușe în următorul, un picioruș scurt, al doilea picioruș scurt în următorul și în al treilea ochi, cum ar veni, două piciorușe scurte. Deci vine 1, 1, 2, 1, 1, 2. Da? Faceți până în capăt. Bun, ne apropiem de capăt. Mai facem 1, 1, 1 și în semn două piciorușe duble în același ochi. Bun. Puneți semnul. Am terminat și rândul 4. Rândul 5. Rândul 5. Creștem la 28 de ochiuri. 28 de piciorușe. Asta înseamnă un picioruș scurt în următoarele 5. Deci un picioruș scurt în următoarele 5. 1, 2, 3, 4, 5. Și acum două piciorușe scurte în același ochi. Deci, 1, 2, acum 5 piciorușe scurte, 1, 2, 2, 3, 4, 5, în următorul, două piciorușe scurte în același ochi, da? 1, 2,
Ce înmulțire. 5 piciorușe scurte, din nou. 1, 2, 3, 4, 5. O mulțire. Și alte 5 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5. Și în ultimul loc, aici în semn, o înmulțire. Bun, punem semnul înapoi. Bun, rândul 6, creștem la 32 de piciorușe. Asta înseamnă un picioruș scurt în următoarele 6. Da? Deci. 1. 2. 3. 4. 5. 6. O înmulțire. 6 piciorușe scurte. 1. 2. 3, 4, 5, 6, o înmulțire. 6 piciorușe scurte în continuare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o mulțire. 6 piciorușe scurte în continuare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și o înmulțire în semn. Deci am terminat și rândul 6. Așa. Rândul 7. Deci de la rândul 7 la 10, deci 7, 8, 9, 10, 4 rânduri, facem piciorușe scurte. Nu mai înmulțim numai nimic. Deci în fiecare ochi facem picioruș scurt. Deci 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10. Deci, faceți 4 rânduri. Dacă ați lucrat bine, trebuie să aveți 32 de piciorușe. Nu uitați să schimbați, când ajungeți aici, ultimul picioruș va fi în semn. Și nu uitați să schimbați semnul. Să-l puneți la următorul rând. Da? Deci, continuați 4 rânduri. Ne întâlnim. Am revenit, am terminat cele 4 rânduri. Bun, acum trecem la rândul 11. La rândul 11 facem... Numai puțin că eu citesc de pe schemă. Facem 2 piciorușe scurte în următoarele 5. Deci 2 piciorușe în următoarele 5. Da, deci înmulțim în următoarele 5. Deci înmulțim în următoarele 5, da? Deci o înmulțire. Ups. Ce-am făcut? Deci o înmulțire. A doua înmulțire. Treia înmulțire. A patra înmulțire. Așa. A cincea înmulțire. Bun. Acum facem un picioruș scurt în următoarele 5. Deci aici cred că vine obrăjorii, nu știu să zic, nu? Deci, un picioruș scurt, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea. Bun. Da, acum din nou facem 2 piciorușe scurte în următoare, câte 2 piciorușe scurte în următoarele 5. Deci iarăși facem o mulțire. O mulțire. A doua mulțire, pardon, sărit ața de pe deget. A doua mulțire. A treia mulțire. Patra înmulțire. A cincea înmulțire. Bun.
Și acum facem un picioruș scurt în următoarele 17. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și 17 în semn. Bun. Deci am făcut două piciorușe scurte în 5, următoarele 5, câte un picioruș scurt în următoarele 5, iarăși două piciorușe în următoarele 5, adică câte două piciorușe în mulțire. Aici va veni obrăjorii. Bun. Avem 42 de piciorușe. Rândul 12. Un picioruș scurt în următoarele 10. Deci, un picioruș scurt în următoarele 10. 1. 2, 3, 4, 10. Acum facem o scădere. Deci introducem în primul ochi, luăm jeteu, scoatem afară, introducem în al doilea ochi, luăm jeteu și tragem prin toate trei. Bun, deci o scădere, un picioruș scurt, a doua scădere, introducem croșeta, luăm jeteu, tragem afară, ținem, da, pe croșetă, introducem în al doilea ochi, tragem jeteu și tragem prin toate trei. Bun. Și acum un picioruș scurt în următoarele 27. Doi, trei, patru, două, șase și două, șapte în semn. Bun, am terminat și rândul 12. Am scăzut la 40 de piciorușe. Bun, rândul 13. Un picioruș scurt în fiecare ochi. Da? Deci facem.
1, 2, 3, scârție ața, 4, mergeți până în capăt. Bun, eu am ajuns în capăt, am făcut tot rândul. Acum, rândul 14 e un picioruș scurt în următoarele 23 de ochiuri. Deci, 1, 2, 3, 4, 21, 22, 23, 23, bun. Acum facem un picioruș scurt în următoarele două ochiuri. Deci 1, 2, după aia o scădere, 6, și repetăm de 4 ori. Repetăm de 4 ori, da? Deci un picioruș scurt, al doilea picioruș scurt și o scădere. Un picioruș scurt, al doilea picioruș scurt în următorul ochi și o scădere. Asta ar fi al treilea, a treia oară, da? 1, 2, 3. Da, cred că... Bun. Un picioruș scurt. Al doilea picioruș scurt. O scădere. Așa. Și un piciorul scurt în semn. Bun. Deci rândul 14 am scăzut la 36 de ochiuri. Bun. Rândul 15. Un piciorul scurt în următoarele ochiuri. Deci un piciorul scurt în următoarele 4 ochiuri și o scădere. Deci 1, 2, 3, 4, o scădere. Bun, și așa mergeți până în capăt, deci 4 piciorușe scurte, deci 1, 2, 3, 4, o scădere, iarăși 4 piciorușe scurte, o scădere până la capăt, da? 4 și ultima scădere. Punem semnul.
Bun, am terminat și rândul 15, am scăzut la 30 de ochiuri. Bun, rândul 16, un picior scurt în următoarele 3, după aceea o scădere. Cădem la 24 de ochiuri. Deci 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3 și o scădere. Deci 3 piciorușe scurte, deci 1, 2, 3, o scădere, 1, 2, 3, o scădere, până la capăt. Aștept. Un picior scurt, al doilea, al treilea și o scădere. Bun, am terminat și rândul 16, am scăzut la 24 de ochiuri. Rândul 17, un picioruș scurt în următoarele 2 ochiuri și o scădere, deci unu, doi și o scădere. Un picior scurt, al doilea picior scurt și o scădere. Bun, continuați așa, vă aștept la capăt. Doi și o scădere. Punem semnul. Bun. Am terminat și rândul 17. Am scăzut la 18 ochiuri, da. Rândul 18 facem un picioruș scurt și o scădere. Deci un picioruș scurt, un picioruș scurt și o scădere. Un picioruș scurt și o scădere. Mergeți până în capăt. Un picior scurt și o scădere. Hai, mă. Bun. Am terminat și rândul 18. Acum trebuie să umplem capul cu melană. Stați numai puțin. Să-mi caut melana pe aici. Așa. Bun. Umplem capul.
Așa. Să-l umpleți suficient, dar acum nici prea mult, că dacă îl umpleți prea tare, nu-i bine nici atunci. Cât cere el, atâta trebuie să... Băgați bine și aici, în lateral. Așa. Asta va ieși un pic mai mare ca celălalt. Asta albastru e un pic mai mic, l-am făcut cu croșeta de 3 și ăsta e cu 3 jumate. Bun, să vedem cum e. Mai băgăm puțin pe aici. Cred că e suficient. Bun, acum rândul 19. Rândul 19, un picioruș scurt în fiecare ochi, da? Deci un picioruș scurt în fiecare ochi. 1. Doi, trei, ne întâlnim la capăt, trebuie să aveți 12 piciorușe scurte. Bine, și ultimul picioruș scurt. Așa, puneți semnul. Bun, rândul 20. Acum creștem, înmulțim din nou. Vine două piciorușe scurte în același ochi. Deci înmulțim, da? Aici merge un pic mai greu. Mulțim la 24, da? Acum de ochiuri. Va fi la sfârșit. Bun, mergeți până în capăt. Vă aștept. Bun, și ultima mulțire. În semn. Două piciorușe duble în același ochi. Aici va fi gâtul. Bun, punem semnul înapoi. Bun, rândul 21 și 23. Deci 3 rânduri. Vom face un picioruș scurt în fiecare ochi. Deci 1, 2, 3. Ups. 3. 4. Deci pentru mergeți așa 3 rânduri, da? Faceți 3 rânduri. Vă aștept la capăt. Eu am terminat cele 3 rânduri. Acum ce am făcut eu? Bine, nu am făcut o mare greșeală pentru că
Am băgat melana și am uitat de ochi. Dacă aveți ochi, safety eyes, da? Ochi cu siguranță. Atunci scoateți melana. Putem să o scoatem afară și băgăm ochii. Nu e nicio problemă. Nu e chiar așa de grav. Eu mai am și vopsea. Mai am vopsea pentru acril. Numai acum să ne uităm bine unde să punem ochii. Cam pe aici, pe undeva. Stați numai puțin să văd la asta albastru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Între 9 și 10 cam ar trebui. Între 9 și 10 sau 10 și 11. Să vedem. Eu am niște ochi cu siguranță. Să vedem. Ce mărime să-i punem? Cred că aceștia merg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. 9 și 10. Ăștia lanți sunt lipiți. Vedeți, altfel de ochi și i-am lipit. Acum nu știu ce să fac la elefantul ăsta. Să-i pun așa sau să-i pun. Să vedem. Cred că așa. Cred că îi las așa, să vedem cum o să arate. Sper să arate bine. Apăsați bine pe ochi. Așa. He, ceva nu-i bine. A, se deschide. Bun. Și umpleți capul înapoi. Umpleți-l. Bun. Acum rândul 24. Rândul 24 facem un picior scurt în următoarele 3 ochiuri. Deci
1, 2, 3 și o înmulțire. 1, 2. Iarăși 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 și o înmulțire și ne întâlnim la capăt. Bun. 1, 2, 3 și o înmulțire în semn. Pune semnul înapoi. Bun. Rândul 24 l-am terminat. Avem 30 de ochiuri. Acum, rândul 25 și 27. Deci, 3 rânduri. Facem un picioruș în fiecare ochi. Deci, 1, 2, 3. Ne întâlnim la capăt. Eu am terminat cele 3 rânduri. Acum rândul 28. Un picioruș scurt în următoarele 3 și o scădere. Deci 1, 2, 3 și o scădere. Bun. 1, 2, 3 și o scădere. Faceți așa până în capăt. Vă aștept. 1, 2, 3 și o scădere. Punem semnul. Acum rândul 29. Un picioruș scurt în următoarele 2 și o scădere. Deci 1, 2 și o scădere. Unu, doi și o scădere. Ne întâlnim la capăt. Un picioruș scurt. Al doilea picioruș scurt și o scădere. Bun. Acum rândul 30. Rândul 30, un picioruș scurt și o scădere.
un picioruș scurt și o scădere. Un picioruș scurt și o scădere și ne întâlnim la capăt. Un picioruș scurt și o scădere. Bun, acum umplem corpul cu melană. Mai iau niște melană. Cați bine pe margini, așa. Bun. Mai trebuie. Așa. Să vedem mai cere. Parcă nu mai cere. Suficient deocamdată. Scuze. Bun. Acum rândul 31. Îl mai scădem o dată, deci tot ca la rândul 30, deci un picior scurt și o scădere. Deci un picior mă merge mai greu. Un picioruș scurt și o scădere. Bun. Un picioruș scurt și o scădere. Faceți așa până în capăt, un picior scurt și o scădere. Așa. Bun, acum la rândul 32. Stați să pun semnul. Acum, dacă mai cere melană, mai băgați puțin. Zic că e suficient. Bun. La rândul 32 facem două scăderi. Una. Ups. Una. Și încă o scădere.
Sper să se vadă. Așa. Bun. Și acum... ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat? Tăiați ața, un pic mai lungă. Trageți ața afară. Trageți. Așa, cam terminat corpul. Bun. Și acum băgați ața în ac. Așa. Și să mă grăbesc puțin, să nu trecem de o oră, că... Și acum îl coasem. Așa. El se strânge, vedeți? Nu știu pe unde am băgat asta. Așa. Cred că e suficient. Mai mergem un pic. Aici. Mai o dată pe aici. Puteți să-i faceți și un mic nod aici, de siguranță. Așa. Și acum introducem acul. Scoatem pe aici. Prin aceeași gaură pe unde ați scos ața, mergeți în partea din față, așa, și acum tot pe aici introducem și ieșim în partea cealaltă. Bun. Acum puteți să tăiați ața. Și am terminat corpul. Sper că i-am pus bine ochii ăștia. Aici, normal, să-i vină nasul. Nasul, trompa, pardon. Bun. Prima parte este gata. Vă aștept cu a doua parte, unde vom face mâinile și picioarele și urechile. Sper că intră într-un video. Vă aștept! Pa, pa!